Astăzi este duminică 10 septembrie 2017, mă aflu în orașul Întorsura Buzăului, din județul Covasna, la sediul Columodromului Internațional Transilvania, unde particip la etapa derby finală. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu unul dintre premianții actualei ediții a Columodromului, un crescător de valoare, foarte serios și pasionat, din Brebu, Prahova. Este vorba despre domnul Alin Muceanu, pe care îl salut. O salut, domnul Alin, ce faceți? Foarte bine. Felicitări, în primul rând, pentru rezultatul bun pe care l-ați obținut până acum, da? Mulțumesc frumos. Dați-ne câteva detalii dacă sunteți amabil. Acest porumbel care a sosit locul 26 în finală, în semifinală locul 24 și era locul 18 la azi, în 4. Să vedem ce loc o fi azi. Da, oricum, stați bine. E bine că a venit... Da. Mama acestui porumbel, soră bună, cu locul 1 în 2014 semifinale, tot acest columbodrom, Gârbăcea Florin. Da. Van Vurien, origine, și tatăl Gică Stancă, original. Primit cadou de la vărul meu, Vlad Bogdan, căruia îi mulțumesc frumos. Mulțumesc. Ai văzut, Alin, că s-a lipit treburile cum trebuiau și ți-a dat ceva de valoare, nu? Mulțumesc. Ai mai participat pe columbodrome până anul ăsta? Pe columbodrome la Orizont în 2015 și am avut loc cu 2 porumbei și am avut loc cu 49 în finală. Bun, mă bucur. Și anul ăsta la Suprem am avut 2 în semifinală și n-am mai venit niciunul. Am înțeles. Deci, cum să zic așa, anul ăsta ai avut niște rezultate bune pe columbodrome care... E posibil ca să te îndreptățească anul viitor să aduci și mai mult sau să participi și mai bine, nu? Da. Cum ți se par zborurile pe columbodrome? Interesante, depinde și de rută și de concurență. Da, aici la Transilvania ce părere ți-ai făcut despre ediția 2017? E prima oară care particip și o părere foarte bună. Ți-a plăcut, nu? Da, foarte. Îngrijește bine, Alin, ai văzut că a intrat în finală cu 307. Da, puțin ar mai trebui să lucreze la transparență, părerea mea, nu știu. Da? Cu clasamentul în timp mai real, cu... E bine că îi spui acum ca să-și... Da, cipat de la antrenamente, ca toată lumea, să fim în pas cu mori. Sigur că da, e bine că îi zici. 2017, din punct de vedere columbofil în campionatul național, tu știu că ești membru în cadrul UCPR Basarabi Brebu. Da, un club foarte puternic din 81 de membri, colegi foarte puternici din care crescătoria Forum, bun jucător pe columbodrome. Este așa. Băgiu Iulian, bun jucător. Într-adevăr. Alniți Dorel, Petricianu, Laurențiu, Vlad Bogdan. Da. Sper să nu uit pe cineva să supere, dar un club foarte puternic, concurență foarte mare. La ce categorie ai avut rezultate mai bune? Nu joc numai FO Maraton, asta mă bazez. Porumbei puțin, încep cu 20, 6 perechi matcă. Atât? Atât, da, atât țin. Joc natural, rezultat, am rămas cu 9 porumbei din 20, jucat toate etapele de maraton, dintre care și Gold Up, ultima etapă, peste 1000, etapă care a ținut 7 zile și încă nu s-a terminat. Da. În clasa 2 și acolo, am normă la maraton cu 16 puncte, cu o femelă, general, Frumos. Toate categoriile, joc și le fac, am și tinerel maraton cu 50 de puncte. E bine. Din alt tinerel, locul 1 pe club. Deocamdată nu știm centralizarea pe județ, pe național, dar bine, sunt mulțumit la ce porumbei, cât de puțin. Cum s-a părut schimbarea de rută după Ucraina, pe Polonia asta? Schimbarea de rută, să fiu sincer, pentru mine, eu veneam de la PCPR, veneam din ruta Polonia și am venit pe ruta Moldova-Ucraina, nu s-a putut ieși în Ucraina, cred că am fost puțin avantajat că am ieșit din nou în Polonia. O femeie care a avut ca planii locul 1, ca planii locul 8, am aruncat direct la 720 pe Polonia pentru general. Și a venit locul 12 din 4.000 ceva de porumbei, lansare cu Dâmbovița. Da. La 2 săptămâni am avut maraton peste 800, a venit locul 37 din 2700 după lansare. Și la 5 zile, deci în 20 de zile, a clasat 2000 de kilometri, o reîntorc la Nicolaev pe altă rută și clasează locul 14 din 380 ceva de porumbei. Bravo, frumos. Da, și face în urmă și fond și maraton cu 3 fonduri jucate, 3 etape jucate peste 500. Porumbei tăi ca și origine, de unde provin în marea lor provin parte? De la domnul Cârmăzan, căruia îi mulțumesc foarte mult, mi-a dat mulți porumbei și cadou și așa ne-am înțeles. De la domnul Gârbăcea, tot așa, mulțumesc. De la Florin, da? Da, da, de la domnul Florin Gârbăcea, foarte bun porumbei pentru zona de munte unde stăm noi, în Prahova. Într-adevăr. De la vărul meu, Vlad Bogdan, care a investit foarte mult și are și el rezultate, cam ăștia sunt, Van Bruen, Janssen, Arden. Cam cât timp îți permiți în timpul sezonului să stai în mijlocul lor să-i pregătești? Îmi permit foarte mult, dar stau cam o oră dimineața și o oră seara, cam așa. Maxim 3 ore pe zi. Reproduci din ei în timpul sezonului de concursuri, din zburători? Reproduci din ei cât un pui. Deci cât un pui din fiecare. Îi mai îi lași pe ouă false sau nu? Nu. Nu-i ție deloc, nu? Nu. Îi lași să-și urmeze ciclul lor, nu? Își urmeze ciclul lor. Din cei mai buni, las 2 pui și mult la ceilalți mai, care nu-i cred eu buni. Te mai ajută cineva în creșterea lor? Mama. Te mai ajută, nu? Da. E bine. Ia zi-mi și te rog, ce importanță consideri tu că are norocul în sportul columbofil? Norocul foarte mare importanță. Da. În primul rând, la
formarea perechilor, unde trebuie un instinct, părerea mea, da. Să-i simți cum ai credea că o să vină bine din ei, și la sosiri, la intrări, să nu te încurce. Când îți formezi primăvara perechile de matcă, după ce criterii te ghidezi? Mergi și pe compensații fizice la mână? Pe pedigree? Da, eu merg toată iarna, îmi vin în cap când mă pun în pat, mă gândesc la... Da. La cum să fac perechile și așa le fac, cum simt eu. Deci le mai modifici în timpul iernii, mai umbli la ele, te mai gândești, le mai schimbi? Când le schimb, da. Le mai schimb, da. Și de-aia câteodată am început, dacă am puțin, îmi permis să-i las la liber. Frații Hermeneanu. Am înțeles. 509-1929. Sunt mulțumit, am zis, puțin. De la 2018 ce așteptări acum? Ce ți-ai dorit să... De la 2018, să fii sincer, aș vrea să mă las. După cum așa? Plec în Spania și probleme personale și... Da, cred că nu mă îndur și o pereche două pentru columbodrome să scrie. Tot îți oprește acasă, nu? Că țin pentru, da, să aibă grijă mama și să vin să aștept la finale. Așa e frumos, pentru cine nu poate, columbodromul e cea mai bună variantă, soluție. Da, da. Alin, îți mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Te felicit pentru tot ce faci tu pentru porumbei și îți doresc multă sănătate și succes în continuare. Doamne ajută, Alin. Să trăiți.